bărbat în vârstă de 54 de ani a fost arestat preventiv după ce a provocat un scandal de proporții. Acesta i-a amenințat cu moartea pe polițiștii solicitați să intervină folosind un topor. Conform știrile canal de.ro, un bărbat din comuna Vaslui Ana Zorleni a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Acesta făcea scandal în localitate, iar vecinii au chemat poliția. Când a văzut agenții de poliție, bărbatul s-a enervat și mai tare și a început să-i înjure și să-i amenințe cu un topor pe care îl avea în mână. Polițiștii l-au imobilizat și l-au dus la secție, iar nimeni nu a fost rănit. O altă întâmplare deosebită a avut loc în urmă cu puțin timp. Un om alege a fost mușcat de burtă în timp ce încerca să-i pună cătușele unui scandalagiu o stradă din Otopeni. Atacatorul, un tânăr foarte irascibil în vârstă de 35 de ani, nu a putut să se calmeze nici la sediul poliției. Oamenii legii din orașul Otopeni, județul Ilfov, au fost sesizați luni 4 aprilie la orele serii că pe o stradă un bărbat, posibil sub influența băuturilor alcoolice, face scandal. Polițiștii l-au găsit pe bărbatul în cauză, acesta prezentând la momentul sosirii echipajului de poliție un comportament agresiv, atât fizic cât și verbal. De asemenea, pe lângă scandalul pe care îl făcea bărbatul, a și refuzat să se legitimeze. În momentul în care oamenii Oamenii lege au încercat să-l încătușeze pe bărbatul recalcitrant, acesta l-a mușcat în zona abdomenului pe unul dintre agenți, relatează știrile canal de pro.